batjocorit pentru adevăr. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe proroci care au fost înainte de voi. În toate timpurile, solii aleși al lui Dumnezeu au fost batjocoriți și persecutați. Totuși, prin suferința lor, cunoașterea de Dumnezeu a fost răspândită pretutindeni. Fiecare urmaș al lui Hristos trebuia să ia loc în linia de luptă și să ducă mai departe aceeași lucrare, știind că dușmanii ei nu pot să facă nimic împotriva adevărului. Dumnezeu vrea să spună prin aceasta că adevărul va ieși la iveală și va ajunge subiect de cercetare și discuție chiar prin ocara aruncată asupra lui. Mintea oamenilor trebuie să fie pusă în mișcare. Orice luptă, orice ocară, orice efort de a restrânge libertatea de conștiință constituie mijlocul lui Dumnezeu de a trezi spiritele care altfel ar putea adormi. Când vine persecuția, când reputația ta este ponegrită, când viața ta ar putea fi în pericol, atunci iubirea lui Iisus și adevărul vor străluci cel mai tare. Modul în care reacționezi, ceea ce spui, ceea ce faci atunci când te confrunți cu aceste presiuni, va determina foarte mult impactul pe care credința ta îl poate avea asupra celor care încearcă să-ți strice viața. De ce să nu ceri lui Iisus să te ajute să fii credincios și iubitor azi și zi de zi, astfel încât să poți arăta aceeași iubire chiar și când ești persecutat? Te vei ruga lui chiar acum și îi vei cere să te facă un creștin adevărat care va sta pentru Iisus chiar de-ar cădea cerul. Motive de rugăciune, luni, 1 iunie 2020. Rugați-vă pentru bucătăria mobilă a Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, Warwick, din Sydney, Australia, care servește supă și se conectează astfel cu oamenii singuri din zonă. Vă rugăm să cereți lui Dumnezeu să îi ajute să creeze conexiuni cu ei. Rugați-vă pentru noua școală medicală pentru Africa de Est din Kigali, Rwanda. Rugați-vă pentru absolvenți și pentru oamenii pe care îi servesc. Rugați-vă pentru reconstruirea bisericii Colegiului Adventist din Filipine de Sud, care a fost distrusă într-un cutremur în decembrie 2019. Rugați-vă pentru un centru de influență în mijlocul unei comunități musulmane dintr-un oraș pe care îl vom păstra anonim. Unii dintre musulmani au solicitat să ne rugăm pentru ei în timpul acestei crize COVID-19. Ei cred că rugăciunile adventiștilor sunt ascultate de Dumnezeu. Vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată!